Întrebarea punctuală a fost cea legată de modul în care anul trecut România a fost amendată cu 90 de milioane de euro pentru proasta gestionare a fondurilor prin Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. Cei de la Ministerul de Externe s-au mișcat foarte greu, nu au atacat la termen decizia Comisiei și anul acesta, în 30 aprilie, a apărut o decizie a Tribunalului Uniunii Europene care condamnă România la plata celor 90 de milioane plus cheltuielile de judecată. Întrebarea mea este cine va suporta aceste cheltuieli, cum vor fi recuperate de către APIA, respectiv Ministerul Agriculturii, și ce explicații are domnul Daia față de acest aspect.